Fostă jucătoare de handbal din România, Narcisa Lecușanu este sportiva născută pe 14 septembrie 1976 la Bacău. Ultimul club la care a evoluat handbalista este Old Chim Râmnicu Vâlcea, dar românca a fost componenta națională de handbal a României, precum și a câtorva cluburi din țară și Europa. Club Sportiv Școlar Bacău, Club Sportiv Știința Bacău, Cometal Scoplie Macedonia, BVB 09 Dortmund Germania, TV Luzerlinden, aceeași țară, și Aalborg, Danemarca. Unele dintre cele mai însemnate performanțe obținute de sportiva româncă împreună cu naționala de handbal a României rămân medalia de argint câștigată la campionatul mondial de la Sankt Petersburg 2005 și poziția a șaptea în rândul națiunilor participante la Jocurile Olimpice de vară din 2008 China. După ce părăsește activitatea competițională, Narcisa Lecușanu ocupă o vreme funcția de director tehnic al Naționalei Române de Handbal, poziție din care, spunea sportiva cu prilejul unei invitații la unul din posturile de televiziune, lucrurile stau altfel din punct de vedere al muncii și emoțiilor. E cu totul și cu totul altceva, e o altă muncă. Emoții. Emoțiile sunt mult mai mari în tribună decât pe teren, că pe teren timpul trece atât de repede, n-ai timp să-ți dai seama, abia după realizezi, încerci să faci o analiză a ceea ce ai făcut, pe când în tribună nu poți să faci nimic, doar să privești.